Ionel Gane, antrenorul formației CS Universitatea Craiova, nu se teme de suporterii Stelei. Acesta a spus că și-ar fi dorit ca partida din Ghencea de sâmbătă, din etapa a doua a primei ligi, să se dispute cu spectatori. Steaua are terenul suspendat, astfel că meciul cu CSU se va juca în fața scaunelor goale. Măcar că nu se joacă cu spectatori, mi-aș fi dorit să fie o atmosferă frumoasă în tribună, mi-aș fi dorit să fim susținut de proprii noștri suporteri, care cu siguranță făceau deplasarea la acest meci și ne susțineau în tribună, dar și așa sunt convins că ne vor susține chiar dacă nu sunt în tribună. Gane spune că Steaua va opera modificări în primul 11 față de meciul cu Actobe și susține că fundașii săi nu vor acorda atenție specială vreunui fotbalist din tabăra adversă. Cred că vor avea parte și vor schimba mai mulți jucători, e normal, pentru că așa au făcut în acest început de campionat și în acest început în care au avut preliminarii de Champions League. Dar trebuie să ne interesează mai mult ceea ce vom juca noi. Pentru mine, Sfânt Martean e unul de cei mai buni mijlocași în acest moment din România, un mijlocaș bun. Cred că va juca cu noi, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne luăm măsuri speciale, vom ține cont de anumite lucruri, dar poate vă spun, țin foarte mult ca echipa mea să aibă un joc. Fotbalistul Gabriel Velcovici spune că CSU tratează Steaua ca pe oricare adversar. Nu pot să spun acum la momentul actual că e debutul Steaua. Cum spune și Geri, noi dacă continuăm pe drumul în care am început în etapa trecută și de la meci la meci o să jucăm mai bine, mai bine, putem să câștigăm orice meci. Nu contează că jucăm cu Steaua, că jucăm cu Viitorul, etapa următoare. Noi mergem să câștigăm oriunde mergem. La meciul din Ghencea, CSU nu se va putea baza pe Mateiu și Pleșan, ambii fiind accidentați. Partida se va juca sâmbătă de la ora 21. Fostul goalkeeper al Craiovei, dar și al Stelei, Tibi Lung, a intrat de curând în cadrul clubului CS Universitatea Craiova, în cadrul căruia se ocupă de pregătirea portarilor juniori. Cu doar câteva zile înaintea partidei pe care CSU o va juca în Ghencea cu Steaua, Lung îndeamnă la atac și susține că doar cu un joc ofensiv din echipa antrenată de Ionel Gane poate lua puncte sâmbătă din București. Va fi un joc foarte greu, dar cu siguranță că Geri Gane va pregăti foarte bine meciul, pentru că este minuțios, este atent la fiecare amănunt. Spun asta pentru că am lucrat cu el la CS Turnul Severin și cred că l-am cunoscut destul de bine. Este un avantaj pentru noi că se joacă fără spectatori pentru că nu va fi aceeași presiune. Dar nu ai nicio șansă să scoți un rezultat bun cu Steaua dacă mergi să te aperi. Dacă vrei punct sau puncte în Ghencea, trebuie să ataci. Spun asta pentru că valoarea și calitatea individuală a jucătorilor oricând pot să aibă efect pe tabelă, a spus Tibi Lung. Fostul portar spune că se bucură că a ajuns la CSU pentru că va lucra aici cu oameni deștepți. Am venit și eu la CSU, voiam să lucrez cu oameni deștepți, muncitori, așa cum am găsit la CSU și îmi place foarte mult ceea ce fac. Mă voi ocupa de portarii de la echipa a doua, de la juniori, A, B și C1, așa îi avem noi. Obiectivul meu este ca acești portari tineri să se dezvolte cum trebuie și cel puțin unul dintre ei să ajungă să apere cel puțin poarta Craiovei, să facă performanță. Suntem în reorganizare acum, vrem să facem un centru puternic și îmi pare bine că lucrez cu oameni profesioniști, inteligenți, oameni care cunosc fotbal. La echipa mare a Craiovei activează și tatăl lui Tibi, Silviu Lung Senior, care se ocupă tot de pregătirea portarilor.